Știți că la task-ul acela al secretelor s-a decis ca premiul să se dea altui concurent, întrucât Dani și Diana au refuzat acel premiu, așa că mamele au decis ca Andrei să beneficieze de premiu. Ei bine, azi noapte, după ce s-a încheiat task-ul cu jocul acela 1, 2, 3 la perete stop și s-a desemnat câștigătorul și anume Roberto, concurenții au primit pe plasmă un mesaj să părăsească casa, fiecare să meargă la casa lui. Moment în care Andrei a aflat că aceasta este noaptea pe care o va petrece cu Simona și a rămas în casa fetelor. De fapt, premiul era un duș împreună timp de 20 de minute, Andrei cu Simona, iar apoi să doarmă împreună până dimineață. Sunt foarte curioasă cum au primit ei acest anunț, pentru că erau cumva surprinși, nu se așteptau să fie chiar în această seară. Și sunt curioasă dacă într-adevăr cei doi au decis să facă duș împreună și cum s-au desfășurat lucrurile. Însă cât de curând vom afla aceste lucruri.